Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli afectați de situația provocată de pandemia COVID-19, care a determinat instituirea stării de urgență pe teritoriul României, au fost luate o serie de măsuri menite să limiteze efectele acesteia. Astfel, piețele agroalimentare rămân deschise cu obligația purtării de măști și mănuși, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul acesteia. De asemenea, deplasarea producătorilor agricol pentru comercializarea de produse agroalimentare este permisă. Având în vedere obiectivul guvernului de creștere a accesului la piață al produselor românești pentru consum în stare proaspătă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă aplicarea și în anul 2020 a celor două programe de sprijin pentru legumicultori, respectiv Programul de susținere a produsului de tomate în spații protejate și programul de susținere a producției de usturoi. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus la dispoziția producătorilor de legume pe site-ul propriu un portal prin care se facilitează postarea ofertelor producătorilor pentru legume proaspete care sunt produse în gospodăria proprie și sunt destinate comercializării. O altă măsură o reprezintă reducerea numărului controlelor fizice efectuate de către APIA la fața locului. Numărul total de verificări care trebuie efectuate este redus de la 5% la 3% pentru plăți directe și măsuri de dezvoltare rurală.